Stadionul Pălteneșanu de la Timișoara are 4 piste de alergare și alt fel de sport în jurul lui, pe afară. Are și o pisică cu zgardă care vine și se lingușește. Dar mai are și vegetație care putrezește și îți cam pune în pericol pedalarea, alergarea și alt fel de sport, pentru că devine lunicos, mai ales așa, pe ploaie sau pe zăpadă. Ori de ce nu face administrația locală un efort să adune frunzele astea? Când? La primăvară? Sau la anul, oricum o să crească alte frunze, pentru ce să ne deranjăm? Strat gros, chiar cam pădure. Și aici e un local care probabil a falimentat anul ăsta cu pandemia. Aici e noroi toată ziua din cauza frunzelor putrezite. Eu înțeleg să le lași în spații verzi frunzele să putrezească, că devine îngrășământ, da, aici pe asfalt nu cred că e bine. Să-i transmiteți cuiva din administrația stadionului, din administrația locală, trebuie intervenția lor anul ăsta.